boxerul Floyd Mayweather, inta unui atac mafiot? Bodyguardul pugilistului a fost împucat. Poliția din Atlanta anchetează un posibil atac armat ce l-ar fi vizat pe boxerul Floyd Mayweather, după ce mai multe focuri de armă au fost trase asupra unui convoi de trei masublinierei dintr-un alt automobil, la o intersecție, informează portalul TMZ, conform News. Într-unul dintre cele trei sub-puncte puncte care formau convoiul s-ar fi aflat Mayweather, dar se pare ce focurile de armă au fost trase asupra altui autovehicul, rănind un bodyguard al pugilistului. Luni, în jurul orei locale 0300, Floyd Mayweather sublinierea și anturajul său se întorceau de la un club de noapte, situat lângă hotelul Intercontinental din Atlanta. Un alt autovehicul a oprit lângă ei, la intersecția pe Ahtre Road cu Highland Drive, sublinierea din acesta s-a tras de mai multe ori într-unul dintre subpunctele puncte. Toate cele trei masublinierei ne-au fugit, sublinierei s-a raportat ce au fost urmărite un timp. După ce au secepat de urmăritori, vehiculul în care se afla victima a mers la Grady Hospital, unde persoana rănită a fost tratat de o plagă la picior produs prin subliniere care. Aceasta este într-o condiție stabilă. În acest moment, se pare ce nu au fost focuri de armă întâmplătoare, sublinierea cel care a tras a vizat vehiculul victimei. Aceasta a susținut ce este bodyguardul lui Floyd Mayweather, a declarat un reprezentant al poliției pentru sursa citat. Ultima oră, omul de afaceri Horia Simu, audiat la DNA/7. Poliția a revenit, subliniere i a precizat ce autoritățile cred ce Floyd Mayweather se afla într-unul dintre SUV-urile din convoi. Boxerul nu a fost rănit, subliniere i nu este sigur ce el a fost ținta, au adugat polici, subliniere ti, care nu au reținut pe nimeni deocamdată. TMZ a aflat ce Mayweather a fost în clubul de noapte, începând de duminic, din jurul orei locale 2200. Pugilistul a beneficiat de un important dispozitiv de securitate. Multiplu campion mondial la box profesionist, Floyd Mayweather, în vârstă de 41 de ani, se retrăsese în septembrie 2015, dar a revenit anul trecut pentru un meci cu luptătorul mai irlandez Conor McGregor, pe care l-a învins prin KO tehnic. Americanul are acum în palmares 50 de victorii în tot atâtea meciuri disputate, egalând recordul legendarului Rocky Marciano. Mayweather pe nu e subliniere te o nou lupt cu McGregor, dar după reguli MMA.